Mulțumim, aplauze pentru valsule. Mergem mai departe acum. Don't even touch, I can't get burned. It hurts too much.
Mulțumim! Se vor pregăti pentru ultima finală. Mulțumim! În continuare! Ia să vedem clasamentul așadar la clasa E12-13, locul 7, Herman David Vasile și Mancioana Sofia, Life is Dance, Alba Iulia. Locul 6, Tătăran Andrei Daniel și Vițiu Patricia Maria, Dance Light, Baia Mare. Locul 5, Mihal Caris Darius și Roma Adriana Maria, exclusiv Oradea. Locul 4, Muntian Ioan Cristian și Voida Mirca Elena, Mediomonte, Baia Strie. Urcă pe podium pe locul al treilea, Criste Cătălin Mihai și Becean Maia Ștefania, Aidens Academy, Oradea. Locul 2, Prevan Vlad Mihai și Lendez Chimelinga Erge, de la clubul Mediomonte din Baia Sprie. Iar învingătorii sunt Smus Cristian și Gheorgheu Ivana Carlina, Loga Dance School, Satu Mare. Felicitări! Concurentele de la Fete Solo cu Ceacea și Fete Solo Bronz va fi apoi și Valsulen. Toate împreună o să facă o singură încălzire. Apoi încălzire la precompetițional, 23 dansuri, toată lumea împreună. Și apoi încălzire la celelalte competiții de clasă, o singură încălzire. Da? Deci avem Fete Solo. Avem precompetițional și a treia încălzire, competițiile de clasă. Iată aici se încheie festivitatea de premiere la clasa... Logadance.ro. Logadance, the rhythm is in you.